Aș vrea acum, frați și surori, considerând sensibilitatea serviciului din această dimineață, respectiv de cina Domnului, care eveniment se petrece în biserica noastră o dată pe lună, în prima duminică din fiecare lună, datorită caracterului confruntativ al acestui serviciu divin, aș vrea să împărtășim împreună un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, asupra căruia să ne aplecăm cu umilință, dorind să îi oferim Domnului libertatea și posibilitatea să continue în inima noastră creșterea și învățarea. Aș vrea să citim, repet, 1 Corinteni, capitolul 11, este pasajul acesta care s-a citit de foarte multe ori în Biserica Domnului de aici, despre cina Domnului. Excepția stă în faptul că de data aceasta o să citim de la versetul 17, pentru că eu nu țin minte vreodată să fi citit de aici. În cinstea Domnului vă rog frumos să vă ridicați în picioare. Corinteni 11, versetul 17. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud, pentru că vă adunați la oaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el, înaintea altuia, așa că unul e flămând, iar altul e beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta, nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar, pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă e foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre o sândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Mulțumesc. Dragii mei, vă rog frumos să vă reașezați. Suntem la cina Domnului pentru a câta oară? Suntem la cina Domnului din nou și pentru fiecare este un moment special. Spuneam că e confruntativ pentru că ne confruntă. Atât de puternică e confruntarea, încât uneori sunt și oameni care amână să se împărtășească. Noi nu recomandăm nimănui să amâne, pentru că Biblia ne spune să se cerceteze și așa să se împărtășească, nu să amâne. Însă cugetul fiecărui om este liber înaintea lui Dumnezeu să facă cum crede. Astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră despre cina Domnului din biserica din Corint. Noi nu suntem biserica din Corint, suntem la 2000 de ani distanță de biserica din Corint, dar aș vrea să prezint contextul cinei Domnului de acolo, pentru ca să înțelegem faptul că în biserica aceea, deși plină de daruri duhovnicești, care abundau în manifestarea lor în biserica din Corint, ciudat, aproape paradoxal,
în egală măsură și în același timp și în același loc, se petreceau niște lucruri firești și nesănătoase într-o măsură greu de crezut. Apostolul Pavel aude despre lucrurile acestea și ia atitudine, trimițând o epistolă, o scrisoare. Și în capitolul cu numărul 11, în a doua parte a capitolului, respectiv de la versetul 17 până la 34, adică 17 versete, apostolul confruntă acest aspect nesănătos și neduhovnicesc din biserică. Chemarea lui Pavel de a îngriji și de a sluji biserica lui Dumnezeu l-a determinat să supravegheze biserica și să se intereseze despre biserică. Dacă îți trimiți la un copil la școală în alt oraș, nu e așa că te interesezi de el? Nu e așa că întrebi oare ce cunoscuți sau rudenii pe care le ai în orașul acela, poate chiar pe profesor dacă îi cunoști? Evident. De ce? Grija de părinte te determină să te interesezi de copilul pe care nu mai poți supraveghea prin vedere că e prea departe, dar te interesezi, hei, ce știi de băiatul meu, de fata mea? Pavel a întrebat, ce-mi spuneți de biserica din Corint? Și pentru că a auzit lucruri și de un fel și de altul, Pavel în scrisoarea pe care le-o trimite, fiindcă nu putea să ajungă așa de ușor acolo, ca în vremurile moderne, le trimite o scrisoare și confruntă starea lor de păcat. Împuternicit de chemarea lui Dumnezeu, el prezintă în primul rând problema umană, problema din biserică, și apoi soluția divină, soluția din Biblie. Prezentarea problemei este în versetele 17 și 22. Prezentarea soluției este între versetele sau în versetele 23 și 34. Soluția oferită de Pavel vine de la Dumnezeu. Observați cum introduce el soluția, căci am primit de la Domnul ce vă spun de acum încolo. Iată, dar el vrea să spună că ceea ce urmează să afirme trebuie să fie ascultat cu maximă atenție și responsabilitate, fiindcă nu mai sunt sfaturi pastorale, este așa vorbește Domnul. Însă, atunci când califică problema, el o prezintă ca fiind un obicei urât, care este luat din lume și biserica nu-și poate permite în închinarea de dinaintea Domnului să manifeste acest obicei urât. Aș vrea să prezint problema pe care Pavel a prezentat-o și a văzut-o atunci în biserica din Corint. Una dintre aspectele problemei este lipsa de învățătură. Oamenii aceștia se confruntau cu ignoranța, nu știau bine ce ar fi trebuit să știe. Și când omul nu știe, face prostii. Pentru că în necunoștință de cauză, el face lucruri pe care le crede potrivite, dar de fapt el încalcă niște reguli. Când cineva vine să explice că a încălcat regulile, de-abia atunci omul se face responsabil de a ști și are posibilitatea să asculte și să respecte regulile sau să fie indiferent și nepăsător și să nu le respecte, evident, făcându-se vinovat de acum încolo. Pavel spune, vă dau aceste învățături. De ce le dă aceste învățături? Le dă aceste învățături în primul rând că nu le aveau și în al doilea rând pentru că probabil le știau într-o mai mică sau mai mare măsură, dar nu le respectau. Învățătura este fundamentală în viață. Învățăm să vorbim, învățăm să ne purtăm, întâlnim și oameni care nu știu să vorbească și întâlnim și oameni care nu știu să se poarte. Mai știți că nu ne face plăcere să-i întâlnim? Nu-i apreciem pentru că nu știu. A ști să te porți, a ști să mănânci, a ști să vorbești, a ști ce trebuie să știi, este fundamental. Nu pretindem asta copiilor. Pavel spunea, când eram copil, mă purtam ca un copil, dar acum când m-am făcut om mare, mă comport ca un om mare. Pentru un om mare e obligatoriu să știe lucrurile care ar trebui să le știe un adult. Prin învățătură se ajunge la credință. Biblia spune, cum va crede oamenii dacă nu știu? Prin învățătură se ajunge la maturizare. Cum se vor maturiza oamenii dacă nu știu? Ei cred că vin în biserică și fac ce vor. Nu-ți poți permite să-L chem pe Dumnezeu să primească închinarea
și să glumești, pentru că mai apoi faci ce vrei. Iar Dumnezeu se miră că de ce l-ai chemat. Dacă l-am chemat pe Dumnezeu să vină și să ne binecuvinteze, așa trebuie să ne purtăm ca niște oameni care credem că Dumnezeu a venit și ne va binecuvânta. Trebuie să dăm respect prezenței lui Dumnezeu. Trebuie să onorăm prezența lui Dumnezeu și să înțelegem că El nu e un om ca noi cu care să glumim. E prea mare și prea importantă prezența lui Dumnezeu ca să ne permitem a face altceva sau orice în timp ce El este aici cu noi. Noi nu suntem aici la o cafenea unde ne-am întâlnit așa 2-3 să ne mai întrebăm de sănătate. De aceea tot ce facem trebuie să reflecte evlavia noastră conștientă la prezența lui Dumnezeu. Nu se întâmplă că atunci când copiii rămân singuri acasă, iau pernele și se iau la bătaie cu ele. Evident, în joacă. Toți ne-am bătut cu pernele cândva. Acum mă gândesc că nu mai avem obiceiul ăsta la vârsta asta. Dar dacă un grup de 2-3 copii, frați și surori într-o familie se bat cu pernele, când aud ușa că se deschid și presupun că a venit tata, dintr-o dată toate pernele sunt puse la loc. Întreb, ce se întâmplă de fapt? Uitați ce se întâmplă. Copiii știu că a venit tata și în prezența tatălui nu-și pot permite jocul ăsta. Și dintr-o dată, hop, se liniștesc. Acum întreb, niște copii știu să se liniștească că a venit tata și noi oameni mari cu o grămadă de școli și experiență a vieții nu știm să ne liniștim când vine Domnul aici? Și nu vine prin surprindere, că atunci când va veni prin surprindere va fi complicat, jumate-jumate. Dar acum că noi îl chemăm, vino că ne-am prezentat aici. Băgați de seamă ce faceți când vine tata, lăsați pernele jos și ocupați-vă cu lucruri de care tata se va bucura. Ca să ne aprecieze, ca altfel pune mâna pe nuia și nuia o ustură și la mine și la dumneata. Un alt lucru pe care îl constată Pavel ca o problemă complicată în biserică nu este doar lipsa de învățătură, ci este efectul părtășiei, efectul negativ al părtășiei lor. Nu mi-am imaginat niciodată că oamenii se pot întâlni să se facă mai răi. Mă gândesc că suntem destul de răi ca să mai venim la biserică să ne facem și mai răi. Scopul venirii la biserică nu este niciodată să ne facem mai răi. Motivul pentru care venim la biserică e să ne facem mai buni, să ne întâlnim cu Domnul, să ne vorbească și vorba Lui uneori este dojenitoare, adică mustrătoare, ceva de genul, hei, mi-ar place acolo să fii puțin mai atent. Și culmea este că biserica aceasta se întâlnea la părtășie ca să se facă mai răi. Spune, vă adunați la oaltă ca să vă faceți mai răi, nu mai buni. Ar fi îngrozitor să constatăm că în biserica noastră e fenomenul ăsta. Ar fi de-a dreptul îngrozitor. Mai ales pentru mine, pentru corpul pastoral, pentru conducerea bisericii, pentru bătrânii bisericii și pentru toți adulții. Aș vrea să spun în alte cuvinte ce spune Pavel aici. Motivația cu care vă adunați împreună nu este aceea de a deveni mai buni, ci aceea de a deveni mai răi. Voi faceți lucrul acesta într-un mod conștient, voi chiar vă propuneți să faceți lucrul acesta. Am luat această interpretare de la cineva care a tradus din limba greacă lucrul ăsta și parcă sună puțin mai explicit decât felul în care a tradus Cornilescu. Pentru că pune în evidență faptul că ei sunt conștienți și că au intenția să facă treaba asta. Mi se pare că este de-a dreptul mizerabil să faci asta și conștient și voluntar. Că ți-a scăpat, că ai supărat pe cineva fără să vrei, că ai ispitit pe cineva fără să-ți dai seama. Aproape că este de înțeles, dar să-ți propui în mod intenționat să faci lucrul ăsta, nu cred că există vreo explicație pentru un astfel de comportament. Și în biserica din Corint, oamenii erau așa, veneau la biserică ca să se facă mai răi. Există și astfel de oameni? Biblia răspunde, da. O astfel de întâlnire, imaginați-vă că nu-L proslăvește pe Dumnezeu. Și la cina Domnului. Ce cina Domnului era aia? Cum se simțeau oamenii care dăteau cina Domnului acolo? Cine se mai împărtășea în condiția asta? Există și astfel de biserici? Biblia răspunde, da. Un alt aspect al problemei din Corint este dezonorarea Domnului prin certuri și neînțelegeri. Atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări.
Dezbinări înseamnă ruperi, înseamnă separări, înseamnă izolări, înseamnă eu sunt al lui, dacă ești cu mine, te rog frumos să nu-l suferi pe ăla, că ăla e dușmanul meu. Și oamenii se întâlnesc să traseze în biserica lui Dumnezeu, să pună garduri. Eu sunt cu el, eu sunt cu celălalt. Eu sunt împotriva ta și sunt pentru cel de lângă tine. Vă puteți imagina că sunt oameni care trăiesc în maniera asta? Este posibil? Biblia răspunde da. Este contemporan, este obișnuit obiceiul acesta? Dumneavoastră știți dacă este sau nu este. Frați și surori, să fii om este înainte de să fii pocăit. Este imposibil să fii pocăit dacă nu ești om. Om cu minte la cap, om cu judecată, om cu rușine, om cu respect. Bunica spunea, om cu scaun la cap. E imposibil să placi lui Dumnezeu dacă nu poți să placi oamenilor. E imposibil să ajungi în prezența Domnului dacă nu poți să stai în prezența oamenilor. Ăsta e brunet, ăsta e blond și din 200 mai rămâne 1-2 pe care îi suporți. Pavel atrage atenția asupra riscului de a nu ne suporta din N motive. Vă întâlniți la cina Domnului și sunt dezbinări. Cina Domnului n-are valoare în timpul dezbinărilor. Dezbinarea ia toată puterea și toată valoarea și tot divinul cinei Domnului. Orică niște copii într-o casă de părinți pocăiți se joacă de-a cina Domnului acasă, știți că toți copiii noștri când sunt mici se joacă de-a cina Domnului acasă, de-a predicatul, e atâta valoare are o cina Domnului făcută de niște oameni cu inimi atât de nesăbuite, adică de neatente, încât își permit să vină la cina Domnului și ei sunt implicați în dezbinări, în certuri, în neînțelegeri și sunt prezenți aici și suportă cuvintele acestea care se rostesc și nu se pocăiesc. Incredibil! Nu-i mare lucru să cazi deodată într-o greșeală. E mare lucru că suporți să nu te pocăiești și să nu-ți repari situația în care ai căzut dintr-o dată. Asta e mare lucru. Adică e prea de tot. Lucrul acesta, frații mei, s-a întâmplat în biserica din Corint. Și Pavel face o radiografie a situației de acolo și o constituie într-o problemă, o numește o problemă. Partidele demonstrează lipsa de caracter a celor implicați. Lipsa de scop duhovnicesc, prezența mândriei care îi pune să se comporte în felul acesta și dorința de putere de a strânge capital uman ca să reprezinte punctul de vedere pe care singur știe că n-are putere să-l împună. Pavel spune că oamenii care fac dezbinări sunt răi, zice el, ca să iasă la iveală cei găsiți buni. Asta înseamnă două lucruri. În primul rând, oamenii ăștia sunt răi și nu toți oamenii erau răi în biserica din Corint. Că dacă Pavel spune că dezbinările acestea vor pune în evidență două categorii de oameni, răi pe cei ce le fac și buni pe cei ce nu se implică în mizerii de genul acesta. N-am ajuns să venim înaintea Domnului să ne ocupăm cu așa ceva, că ne mai scapă nouă câte o greșeală aici și acolo și ne pocăim și ne pare rău și ne cerem iertare. Aproape că e de înțeles. Dar să vii tu în templul lui Dumnezeu cu agenda ta, cu pretenția ta și cu grupul tău și să strici unitatea și părtășia frățească, un lucru clar, mare va fi osânda. Un alt lucru pe care Pavel îl prezintă ca fiind o problemă, pe lângă lipsa de învățătură, pe lângă efectul negativ al părtășiei lor, pe lângă dezonorarea Domnului Iisus datorită certurilor și neînțelegerilor, casa aceasta e a lui, noi suntem musafiri aici. Noi uneori spunem, te rugăm frumos să vii aici, vorbim ca niște gazde. Fraților, aici nu-i casa lui Gimițoi sau a Dumitale. Nu noi suntem gazda, noi suntem musafiri aici. El e stăpânul, să nu-l mai tratăm ca pe un musafir. E jenant să ne punem în casa lui, în postura de musafir, de stăpâni. Păi cum credeți că, cum v-ați simțit dumneavoastră dacă eu aș veni în casa dumneavoastră și m-aș comporta ca o gazdă, raportându-mă la dumneavoastră ca la niște musafiri? N-ați crede că ceva nu-i bine? Repet, o altă problemă pe care Pavel o pune în evidență este dezonorarea săracilor. Și aici când spun săraci, mă refer la cei care sunt mai jos decât noi din anumite puncte de vedere evaluate după criterii omenești. Financiar,
intelectual, adică câți bani ai, câtă școală ai, ce poziție ai, de când ești în America, criterii de genul acesta pe care unii le folosesc ca să-și asume, să se asume superioritate. Frați și surori, Pavel vorbește împotriva acestor evaluări, acestor concurențe, acestor competiții omenești care, care pun pe unii în evidență să fie mai slabi, iar pe unii mai sus. Mă întreb, de ce nu ne întrecem însă venim la rugăciune de la 8? De ce nu ne întrecem în a memora versete din Biblie? De ce nu ne întrecem să venim la ziua voluntarului? De ce nu ne întrecem să pregătim masa pentru cineva când vine, când vin musafiri? De ce nu ne întrecem în post, în priveghiuri, în dărnicii? Cum ne permitem să ne întrecem în bani, în casa lui Dumnezeu și în poziții și în școli? Asta facem noi în casa lui Dumnezeu, să demonstrăm care e mai tare și mai mare. Am făcut din casa lui Dumnezeu un ring de box? Nici de cum. În Corint, da. În Corint, da. Este nevoie să vină apostolul și să-i rușineze. Observați că în Corint, ca să înțelegem contextul, Pavel zice, când vă adunați în același loc, nu e cu putință să mâncați cina Domnului. Aici cina Domnului e cu cât mare. Fiindcă atunci când veniți la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de acasă. Nu era vorba de cina Domnului adusă de acasă. Și aduceau pachet. Pentru că cina Domnului în Ierusalim s-a instituit pe fondul unui dinner, unei mâncări de seara, când serbau Paștele. Și în contextul acela a venit Domnul Iisus și a inaugurat, a înființat cina. Ei, apostolii se întâlneau, mâncau împreună, era un fel de agapă, un fel de părtășie la masă. Și pe fondul acelei mese se dătea cina Domnului. Numai că la masa aceea erau unii săraci, văduve de ale soldaților omorâți sau soldați plecați pe front, cine știe, tot felul de oameni care din anumite motive erau săraci și sigur că nu aveau ce să aducă la masă. Și erau cei care, datorită privilegiilor vieții, stăteau bine financiar și veneau cu pachete pline de mâncăruri alese și stătea un sărac lângă un bogat. Ei, imaginați-vă ce contrastant, adică ce contrast era între cei doi. Bogatul se simțea important că are gâsca pe masă, iar săracul se simțea jenat și rușinat, săracul că n-avea nimic, să avea o felie de pâine uscată. Și apostolul îi ceartă pentru treaba asta. Spune, mă, oameni, voi dintr-o dată creați ruptură și rupeți unitatea și creați invidie și neînțelegeri între frați. Asta este o atitudine imatură. Voi nu vă puteți permite să faceți asta. Mâncați oameni buni acasă. Felia de pâine uscată sau gâsca, mâncați-o acasă. Când venim în casa Domnului, nu ne întrecem cu lucruri de genul acesta. Nu ne afișăm nici îmbrăcămintea, nici cizmele, nici etichetele. Nu venim aici pentru asta. Atunci când vorbim despre lucrurile acestea, trebuie să spunem și faptul că Pavel îi mustră pentru că dezonorau biserica. V-ați gândit vreodată că orice se întâmplă greșit dezonorează biserica? Fraților, fiecare dintre noi venim dintr-o familie unde sunt de la doi în sus. Poate că sunt și oameni singuri, încă necăsătoriți sau poate văduvi, dar în general suntem de la doi în sus, cu copii 3, 4, 5, 10 sau mai mulți. Fiecare cum a îngăduit Dumnezeu. Vă întreb acum, cu toată responsabilitatea și sinceritatea, este ușor în fiecare zi să menținem o atmosferă de pace și de liniște în familiile noastre? Dacă suntem sinceri, răspunsul corect este nu, nu e ușor. Uneori, soțul cu soția parcă au ceva de împărțit, uneori copiii între ei sau un părinte cu un copil sau invers, apar neînțelegeri. Și neînțelegerile acestea aduc o notă, o atmosferă de întristare și de amărăciune și de durere pentru toți membrii familiei. Chiar dacă unul din familie nu e implicat în ceartă, dar doare inima că mama sau tata sau fratele sau sora a jignit sau a fost jignit și pentru că e parte din familia aceea și simte cu familia aceea, efectul la ceartă și la neînțelegere, durerea și amărăciunea cuprinde toată casa. Fraților, la fel e în biserică. La fel e în biserică. Dacă se întâmplă doi să se certe sau mai mulți și noi auzim, dintr-o dată ne amărâm. Iar atunci când aud oamenii care nu vin la biserică, dintr-o dată râd și disprețuiesc biserica lui Dumnezeu și spun așa,
Așa fac pocăiții. Pe ei nu interesează că ăsta este doar o excepție, nu interesează nimic. Generalizează și spun, așa fac pocăiții. Uitați ce zice Pavel. Pavel zice, voi disprețuiți biserica lui Dumnezeu de vă comportați în felul ăsta? Sau vreți să disprețuiți biserica lui Dumnezeu? V-ați gândit vreodată că orice lucru pe care noi îl facem ieșind din echipă, noi suntem aici o echipă, o familie, un grup mare de oameni și noi avem reguli. Am făcut reguli, ultimile bănci să fie pentru părinți cu copii sub 6 ani, tot felul de reguli, aici stă corul, aici stă corul de fete, tot felul de reguli, nu stau acum să le înșir. Ei, orice persoană care își permite din ambiție, nu vorbesc din neștiință, că neștiința e scuzabilă, dar din ambiție și lipsă de interes și de respect pentru biserică, să facă diferit, el produce o durere pentru noi toți, că ne uităm la el și ne întrebăm. Unul este mai important decât noi toți? Se vede că da. Pentru că toată lumea respectă o regulă, dar avem între noi oameni cu permit special. Ei parchează unde vor, ei stau unde vor, ei fac ce vor, ei sfidează regulile. Ei, Pavel întreabă următorul lucru în biserica din Corint. Voi vreți să dezonorați, să disprețuiți biserica? Vrea să-i conștientizeze pe oamenii ăștia că ceea ce fac ei între doi, nu-i doar acolo, afectează pe toți cei care aud. Și când ne ducem acasă, în loc să vorbim cu psalm și cu cântări de laudă, stăm să ne dăm cu părerea. Care a avut dreptate între cei doi care s-au certat, nu s-au înțeles, au avut lucruri de împăcat? Și dintr-o dată biserica se polarizează, adică se împarte. Unii țin cu X, alții cu Y. De ce vii cu rușinea în biserică să strici pacea la biserica lui Dumnezeu? Întreabă Pavel pe oamenii aceia. Sau disprețuiți voi liniștea asta pe care a produs-o Duhul Sfânt? Hristos a murit ca să producă această liniște. Oamenii ăștia sunt străini unii față de alții, dar se îmbrățișează când se întâlnesc, pentru că sunt frați în Hristos. De ce strici tu armonia dintre ei? Oamenii ăștia au dat anul acesta aproximativ 1.600.000 de dolari în casieria acestei biserici. E posibil ca de bună voie atâta mar de bani să se strângă de la oamenii ăștia? Da. Dar cum au reușit ei să facă asta? Dumnezeu le-a pus pe inimă să se împrumute, să facă efort și să aducă bani. Cum îți permiți să strici unitatea acestor oameni? Vrei să disprețuiești biserica lui Dumnezeu? Asta era problema din Corint. Și observați că Pavel îi confruntă pe oamenii ăștia. Dar nu îi confruntă pentru că este tupeist, nu îi confruntă pentru că e răutăcios. Nu confruntăm noi pe proprii, nu îi confruntăm noi pe copii când greșesc? Ba da. Nu stăm noi de vorbă unul cu altul atunci când ne greșim unul altuia și când nu putem să trecem peste? Ba da. Nu-i normal ca cuvântul Domnului să confrunte lucrurile care îl dezonorează pe Dumnezeu în casa lui Dumnezeu, în poporul lui Dumnezeu? Ba da. Nu ne întâlnim noi aici să ne facem mai buni? Ba da. Fraților, să avem grijă să nu cumva să ne facem mai răi. Să avem grijă că nu de la sine se întâmplă a ne face mai buni. Neastră știți că atunci când mergi la școală e greu, dar e necesar. Că dacă nu mergi la școală nu știi scrie și citi. E greu să mergi la școală, dar trebuie. Ei, a te face mai bun presupune efort. Simpla prezență aici nu rezolvă problema. Trebuie disciplinare, trebuie teamă de Dumnezeu. Trebuie să fii conștient că dacă vii aici nu trimiți text message. Dacă așa faci, ascultă-mă. Ești departe să nu te superi pe mine, ești foarte departe. În conștiința ta, dacă îți permiți lucrul acesta, dacă ești cineva, ai o responsabilitate în biserică și știi că trebuie să vină un oaspete și oaspetele acum scrie despre, de pe expres un text message. Hei, frate Viorel, știi că te ocup cu venirea mea la Betania, să știi că întârzii. Atunci deschideți telefonul pentru că ești pus în responsabilitatea să ai grijă de un musafir care a întârziat. Deschideți telefonul și citește text message-ul. Dar dacă trimiți în folos personal, ascultă-mă, ești departe. Cum îți poți permite aici să faci asta? L-ai chemat pe Dumnezeu să te binecuvinteze, să-ți ierte păcatele, să șteargă lacrimile. Să aibă grijă de viitorul dumitale care e nesigur, să te ajute să-ți plătești datoriile. Te ocupi cu așa ceva? Aici nu-i vorba de regula bisericii. Regula bisericii este pentru cei care nu ascultă de Dumnezeu.
Pavel, frații mei, s-a confruntat cu aceste probleme în biserica din Corint și el îi confruntă pe oameni și le spune: voi dezonorați biserica lui Dumnezeu? Ultima problemă pe care el o așează aici este pierderea semnificației cinei Domnului. Oamenii ăștia confundau cina Domnului cu masa lor, adică nu aveau respect pentru cina Domnului. Oamenii aceștia nu deosebeau trupul Domnului de pâinea pe care o mâncau ei și de vinul pe care îl beau ei. Oamenii aceștia nu se cercetau pe ei, luau cina Domnului cu o notă de indiferență, de obișnuință, de rutină, de plictiseală. Oamenii aceștia luau cina în chip nevrednic și observați că în soluțiile pe care le oferă apostolul, puțin mai târziu, el oferă învățătură lămurită în privința aceasta. Și din acest motiv a venit peste ei o sânda lui Dumnezeu. Observați că în versetele 31 la 33 Pavel spune: de aceea sunt între voi, unii așa, unii așa, iar alții dorm. Cuvântul acolo pentru dorm e mort. Prezentarea soluției. Apostolul, după ce identifică problema, ca și un doctor. Un doctor nu-ți oferă medicamente înainte să vadă, să pună un diagnostic, să vadă pentru ce îți dă medicamentele, că ele sunt diferite între ele. Și mai întâi identifică problema, boala, și apoi vine cu soluția cu ajutorul medicamentelor. Pavel face la fel. Mai întâi spune care era problema acelor oameni și mai apoi vine în întâmpinarea problemei pentru soluționarea ei, prezentând soluții. Prima soluție a lui Pavel: în privința aceasta nu vă laud. Știți cine a citit scrisoarea aceasta? A citit-o cineva, probabil păstorul bisericii, în public. A fost o dezaprobare publică a lui Pavel. Frații mei, Pavel a avut inimă de păstor și nu a urmărit prietenia oamenilor, a urmărit pocăința lor. Sunt mulți care, ca să rămână prieteni, nu spun nimic. Văd greșeala, văd păcatul, văd neorânduiala, văd legea lui Dumnezeu încălcată și se fac că n-o văd. Se uită în altă parte ca să nu strice prietenia cu oamenii din biserică. Nu sunt interesați de pocăința oamenilor și de proslăvirea lui Dumnezeu în această casă. Și sunt interesați ca să-și păstreze prieteniile, relațiile, și nu-i zice nimic la o fată ca să nu se supere maică sa, nu-i zice nimic la un băiat să nu se supere taică sa. Scopul nostru nu este să ne agățăm de frați sau de surori. Dumnezeu să ne păzească. Însă Pavel îi confruntă pe oameni în public și spune: pentru lucrul acesta nu vă laud. A fost Pavel tupeist? Dumneavoastră știți ca și mine că nu. Suntem noi răi când ne confruntăm copiii? Noi toți știm că nu. Putem noi evita mustrarea în viața noastră? Nu. De ce în biserică se poate evita? Fraților, aveți grijă că umanismul crește atât de mult încât nu-i mai permite lui Dumnezeu să spună ce are de spus. Acesta este cel mai grav lucru care poate intra într-o biserică. Să ținem așa de mult la oameni și la relația cu ei, încât să nu mai ținem deloc la Dumnezeu, care e stăpân în casa asta, e Mântuitorul nostru și este Domnul nostru. Aveți grijă de lucrul acesta. Dumnezeu trebuie înainte de oameni. Biblia ne spune că nu înainte de oameni, înainte de mine și înainte de soția mea și de copiii mei. Wow! Fixarea perspectivei. Pavel, ca o soluție, spune următorul lucru: frați și surori, scopul nostru când venim aici este să ne facem mai buni. De aceea vă rog, nu faceți nimic care contravine acestui obiectiv. Nu faceți nimic care ispitește. Nu faceți nimic care produce ceartă, conflict. Nu venim biserică sfidând toată biserica și ținând cont de problema dumitale. Pentru mine, fiecare dintre dumneavoastră este foarte important, dar biserica întreagă este mai importantă decât fiecare dintre dumneavoastră. Un om este important, dar toată biserica este mai importantă. Noi nu putem jertfi o biserică întreagă pentru un om. Vine cineva și spune: eu mă constitui într-o excepție. Nimeni nu se poate constitui într-o excepție. Biserica lui Dumnezeu trebuie respectată. Și toată adunarea asta trebuie să primească percepția că Dumnezeu este onorat. Dumnezeu îi spune lui Pavel, inspirându-l să le spună fraților: fraților, contribuiți la a ne face mai bun. Fiecare contribuiți cu ce puteți. Contribuiți cu ce puteți.
O a treia parte a soluției pe care o prezintă Pavel nu este doar dezaprobarea publică, adică confruntarea, nu este doar fixarea perspectivei, și este și explicarea voii lui Dumnezeu. Și el începe să spună: eu am primit de la Domnul ce urmează să vă spun. Așa că dați atenție la aceste cuvinte, nu la nivelul de părerea mea este că, ci așa vorbește Domnul. Și dacă așa vorbește Domnul, nici nu mă gândesc dacă îmi place sau nu îmi place. Pe cine mă interesează dacă îți place sau nu îți place, dacă îi place lui Dumnezeu? Dumnezeu are prioritate. Ce spune Pavel că a primit de la Domnul? Uitați ce spune el. Ce urmează să vă spun își are originea în Dumnezeu. De aceea să știți că dacă nu faceți lucrurile astea, este păcat. Apoi, cina Domnului trebuie să aducă în atenția noastră patima Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Pavel spune, în noaptea în care a fost vândut, dacă nu se întrupa, nu-l vindea nimeni. Dacă nu se întrupa, nu-l lovea nimeni. Dacă nu se întrupa, n-ar fi purtat cicatrice în mâini și în picioare. Dacă nu se întrupa, n-ar fi fost niciodată îngenunchiat într-o noapte. În cer nu există noapte. Pentru prima oară când Iisus Hristos a experimentat noaptea, a fost când s-a întrupat pe pământ. Înainte de asta, el n-a experimentat noaptea niciodată, nici trecutul, nici viitorul, ci un permanent și veșnic prezent. Doar pentru noi și pentru a pătimi în locul nostru, el a suportat toate aceste lucruri. Și apostolul spune, când vă împărtășiți, gândiți-vă la lucrurile astea, nu la alte lucruri omenești dintre voi. Aveți o perspectivă duhovnicească în casa lui Dumnezeu. Mai mult de atât, frângerea pâinii este un simbol al trupului Domnului Iisus. Trupul meu care se frânge pentru voi. Ori de câte ori vedeți pe pastor că frâng pâinea aceea, imaginați-vă trupul Domnului Iisus care a fost frânt pentru noi. Imaginea aceasta sensibilizează, ajută, te scoate din gândurile cu serviciu, cu banii, cu datoriile, lucruri care n-ar trebui să le ai acum în minte, că destul toată ziua transpiri pentru asta. Și te duce într-o stare în care te gândești la Dumnezeu cu admirație și cu respect, că a suferit atâta chin ca unui nemeritos ca mine și probabil chiar și dumitale să-ți ofere mântuirea. Cultivă-ți o gândire duhovnicească, nu te uita cine intră, cine iese, ascultă-mă, nu-ți pierde vremea cu înregistrări de genul ăsta. E prea important aici, e prea mare cine a venit la noi ca să ne ocupăm cu evidența populației. Servirea rodului viței din pahar e un simbol al sângelui său. Cineva mi-a trimis un e-mail cu mulți copii omorâți în Irak, dar erau omorâți în chip barbar pentru că erau plini de sânge. Și m-am tot gândit să-l arăt la un grup de pastori din biserică, împărtășind cu ei nevoia de a ne ruga pentru asta. Și n-am avut libertatea pentru că era prea sadică poza. Erau prea măcelăriți, era prea mult sânge și mi-a fost jenă că e prea șocant pentru conștiința cuiva. Și atunci am zis, nu-mi permit să fac treaba asta. Nu mai imaginați-vă însă că Iisus a fost plin de sânge din cap până în picioare. Și când mă gândesc la treaba asta și mi-aduc aminte că pentru mine s-a întâmplat treaba asta, el n-ar fi fost niciodată plin de sânge dacă nu era un om ca mine să fi păcătuit. Dacă nu era un om ca mine să-i fie alunecat piciorul de pe calea cea dreaptă, pe el nu l-ar fi lovit niciodată cu palma peste obraz. El din cauza mea a ajuns în această experiență. Acum ce fel de om să fiu eu să nu-mi pese de treaba asta? Să nu mă doară, să nu-mi fie rușine, să nu mă gândesc că el din cauza mea a ajuns aici. Cât de tare ne mustră conștiința când cineva pierde din cauza noastră. Dar nu vă imaginați ce s-a întâmplat cu el din cauza noastră? Cât de sensibilizați ar trebui să fim când ne uităm la înghițitura aceea de rod al viței din păhărel și ne aducem aminte că el a experimentat durerea doar din cauza mea? El a fost părăsit, el a fost lăsat singur, el a fost lovit, a fost biciuit din cauza mea, din cauza mea. Dacă nu eram eu, el n-ar fi avut experiența de mântuitor pentru 34 de ani pe pământ. A venit de dragul meu. Cine poate să înțeleagă iubirea asta?
Cum am putea să o răsplătim? Cu indiferență? Uitați-vă la Corinteni, cu dezbinări și cu tot felul de alte atitudini nepotrivite. Câtă atenție ar trebui să avem, frați și surori? Cât discernământ ar trebui să avem? Câtă grijă duhovnicească? Care sunt semnificațiile cinei Domnului? Cina Domnului este în amintirea lui Iisus Hristos. El trebuie să fie în centru. Când se cântă o cântare, El trebuie să fie în centru. Uitați-vă dumneavoastră că încet, încet folosim cuvinte umaniste în serviciile divine. Evităm vorbirea duhovnicească pentru ca să avem fan. Oameni buni, ascultați-mă, nu suntem pe drumul cel bun. Noi nu am venit aici pentru fan. Fanul a nenorocit lumea aceasta și a îndepărtat-o de Dumnezeu. Am venit aici pentru pocăință și pentru Hristos în centru. Stăm 2 ore la biserică, chiar acolo am ajuns. Să ne dorim fan în cele 2 ore? Asta ne dă nouă Iisus Hristos? Sau ne dă viață veșnică? Sau ne dă evlavie? Sau ne dă o familie unită? Știu că fiecare dintre dumneavoastră ascultați tot cu alte urechi cuvintele acestea. Că și eu acum 30 de ani auzeam diferit cuvintele astea. Dar anii trec și experiențele vieții ne ajută, ne dă timp să-L descoperim pe El și să ne fie rușine de multe dintre lucrurile pe care le-am făcut și multe cuvinte pe care le-am folosit. Nu că-s neapărat rele în sine, nu-s vulgare, dar sunt lumești. Am putea în locul la un cuvânt lumesc să folosim un cuvânt duhovnicesc. Dar avem tendința aceasta lumească și asta spune despre identitatea noastră. Ascultați-mă, cei care sunteți un factor de educație în biserica aceasta, nu vă permite să faceți lucrurile astea. Nu! El trebuie să fie în centru. Nu noi, nu distracțiile noastre, El. Pe cât posibil, luptați-vă pentru treaba asta. Pavel îi ceartă pe oamenii din Corint că nu mai fac treaba asta. Îi ceartă, îi mustră. Cina Domnului este un simbol al legământului cel nou, e o proclamare a morții lui Hristos. Știți ce facem noi aici? Proclamăm pe Domnul. Toți care vin astăzi spun că trebuie să ne bucurăm. Oameni buni, știu că trebuie să ne bucurăm, că e biruința lui Iisus, dar vă întreb, pagina cealaltă din Biblie că trebuie să plângem, n-ați citit-o niciodată? Nu știți pentru ce să plângem? Hai să vă dau câteva exemple. Să plângem pentru păcat. Nu poți să râzi pentru păcat și nu te poți bucura pentru păcat. Trebuie să plângi. Chiar sunteți siguri că nu avem motive să plângem? E adevărat că trebuie să se încheie cu bucurie, nu cu plâns. Dar plânsul e la pachet. Că e greșeala, e slăbiciunea, e alunecarea. Nu ne pasă de treaba asta? Aș vrea să închei pentru că timpul a expirat. Ceea ce am vrut să fac, frați și surori, este să deschid Biblia la 1 Corinteni, capitolul 11 și să vedem cina Domnului în biserica din Corint și să acceptăm faptul că Pavel era frânt de durere, să nu vorbesc de inima lui Dumnezeu. Nu știu ce ar zice Pavel astăzi, probabil că ar avea câte ceva de recomandat, însă vreau numai să vă spun că o singură cină ne este prezentată în Biblie, cea din Corint, și în această dimineață am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, oamenii lui Dumnezeu, despre ce s-a întâmplat acolo. Pentru că avem copii, pentru că avem nepoți, pentru că suntem parte din această biserică și vrem neapărat să ne ferim de greșelile pe care le-au făcut alții dinainte de noi, ca să nu vină o sândă a lui Dumnezeu, să rămână zâmbetul pe față, să rămână bucuria, să ne crească copiii și nepoții înaintea noastră sub ocrotirea și prezența celui cu mâinile străpunse, să nu fugim de bine, că binele se ține după noi. Domnul vrea să ne corectăm dacă este ceva de corectat. Dar prin exemplu pe care l-a oferit Biblia a cinei Domnului din Corint, putem să ne facem o idee despre cum vedea Apostolul Pavel, adică Dumnezeu, spunând prin Pavel, cum vedea Dumnezeu și Apostolul Pavel cina Domnului și atitudinea oamenilor care se împărtășesc. Vă chem în această dimineață să vă gândiți la aceste aspecte cu o minte de adult. Să acceptăm faptul că și noi facem astăzi istorie pentru mâine și nouă ne pune Dumnezeu notă. Și pe noi ne cercetează Duhul lui Dumnezeu. Și la noi se uită ochii Domnului ca para focului și așteaptă să vadă în noi o atitudine matură și echilibrată. Nu mofturile unui om pretențios și simandicos și atitudinea matură a unui rob
care ține cu tot din adinsul să producă bucurie stăpânului. Mâine poi mâine mi se expiră timpul când mai pot să fac ceva pentru onoarea împăratului meu. Mâine poi mâine, auziți și despre mine și despre dumneata că ne-am dus. Astăzi ne mai bate inima în piept. Să avem interes pentru numele Lui, pentru biserica Lui, pentru amintirea jertfei Lui care a suferit-o din cauza noastră ca să fim mântuiți. Noi suntem iubiții Domnului, noi suntem răsfățații Domnului, noi suntem dragostea Domnului, El pentru noi a venit, El la noi a venit, Lui pasă de noi, El ne mustră ca să ne îndreptăm, ca să devenim mai buni și ca să fim cu El în slavă. Domnul ne iubește, Domnul ține la noi. De aceea în dimineața aceasta vreau să petrecem în rugăciune câteva clipe cu Tatăl nostru, cu Dumnezeul nostru. Și după aceste câteva clipe de pocăință, de mulțumire, de bucurie, să stăm înaintea Domnului și să ne împărtășim ca niște copii prea iubiți ai Tatălui Ceresc. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să fie cu noi. Poporul Domnului, ne ridicăm în picioare și ne rugăm.